O iubire emoționantă, superbă, care trece peste atâtea și atâția ani. Colega noastră, Oana Pascaru, se află acasă la familia Ionescu. Doamna Ileana Stana Ionescu împreună cu domnul Andrei Ionescu sunt, sunt alături de noi într-o zi cu totul și cu totul specială. La mulți ani, doamnă Ileana Stana Ionescu. Mulțumim foarte mult domnului Andrei Ionescu pentru ce ne-a oferit artistic, dar și ca pildă a familiei. Oana, ai legătura. Oana, ai legătura. Ionescu și la celebrul său soț, actorul Andrei Ionescu. Ei bine, doamnelor și domnilor, putem să spunem că este o emblemă pentru showbizul românesc, dar și pentru România. Pentru că, după cum știm cu toții, aceștia au 66 de ani de când s-au căsătorit. Ei bine, mulțumim mult, domnilor, că ne-ați acceptat invitația noastră și ne-ați primit cu atâta ospitalitate în casa dumneavoastră. Cu plăcere, da. Mulțumim, dragă, pentru aprecieri. Ești foarte drăguță, mi-a făcut mare bucurie. Și în semn de respect din partea emisiunea exclusivă. Aveți o mică atenție și vă dorim să mai rezistați încă pe atâta, încă 66 de ani. Da, 66 și după aceea mai negociem. Mă rog, o să încercăm să facem efortul ăsta, dar florile sunt superbe. Uite-te da. Puțin. Da. Vă mai amintiți cum a fost la nunta dumneavoastră? Noi nuntă n-am făcut. Ne-am cunoscut, deci eram colegi de... Întâmplător, piesa noastră în care jucam atunci era lipsea interpreta principală, Molière, Școala Femeilor, și trebuia o interpretă imediat. Și s-au gândit la Ileana. Au încercat-o și a ieșit cu brio. Și așa, eu eram Horațiu, cel care o răpea, și așa ne-am cunoscut, așa am ajuns să fim și soț și soție, după ce ea m-a cerut în căsătorie. Doamna Ionescu, a fost dragoste la prima vedere? Nu. Nu știu cum, dacă a fost dragoste la prima vedere, dar știu că mi-a făcut o mare bucurie toată relația și tot timpul am avut senzația unei împliniri totale, știi? Ceea ce e foarte important. Foarte important, mai ales că el a fost toată viața un, cum să spun, un exemplar. Adică a făcut numai lucruri care mi-au făcut plăcere și m-au încântat și m-au învățat și sunt profund îndatorată pentru foarte multe lucruri. A fost modelul dumneavoastră în viață, soțul dumneavoastră? Asta înțeleg eu de la dumneavoastră. Da, s-ar putea să ai dreptate, dar nu știu dacă i-am lăsat toată libertatea pe această direcție, dar important e că m-a urmărit și m-a învățat toată existența câte ce. Ceea ce e mare lucru, înțelegi? Care a fost cel mai mare sfat pe care soțul dumneavoastră sau l-ați învățat, mai bine zis, de la soțul dumneavoastră în atâția ani? Cel mai mare ce? Cel mai bun, cel mai mare sfat. Sfat? Care vi l-a dat? E, uite, n-aș ști să spun. N-aș ști să spun decât că a dorit foarte mult să avem un copil. Avem un copil minunat. Și ce să vă mai spun, tata, da, sigur, și da. Tu. Da. Domnule Ionescu, aveți, văd acolo pe masă niște fotografii care îmi spuneați înainte de a intra în direct că vă hrănesc sufletul. Puteți să le arătați și telespectatorilor? Da, sigur că da. Avem aici pe fiul nostru. Vă rog să le arătăm telespectatorilor la camere. Știu că vă hrănesc de multe ori sufletul și îmi spuneați că sunt momente seara când vă uitați la fotografiile cu fiul și cu nepoțelul, da, dumneavoastră. Da, da, da. Da, este pentru noi, fiul nostru a fost o mare, o mare bucurie, o lumină a sufletului nostru. Să întoarcem fotografiile, vă rog, la cameră. Da, dacă vă rog. O lumină a sufletului nostru. Păi aici am și poza noastră de frumusețe. Ia uitați. Așa. Ce înseamnă la dumneavoastră frumusețe? Poza noastră de frumusețe, de, ați spus? De frumusețe, așa zicem noi. Mai tineri, mai e, da, spun, eram... în formă. Nu, de frumusețea vieții. Da.
Și acolo aveți o fotografie cu fiul dumneavoastră, care este stabilit în America, și nepoțelul, nu? Da, aici este o poză pe care o iubesc enorm. Ei doi cum citesc. Cel mic avea, nu știu cât, 2 ani. Și e o poză minunată. Domnule Ionescu, îmi spuneați dumneavoastră că atunci, în momentul când ați devenit tătic și datorită doamnei Ileana Stana Ionescu, s-a schimbat ceva în dumneavoastră, efectiv, acea fericire, nu mai simțeați cum pământul de sub picioare. Da. A fost ceva cu totul și cu totul deosebit. Aici este fiul fiului nostru. Aici, de asemenea, este fiul fiului nostru, Lucuță. Și avem multe, dar acum... Aveți foarte multe fotografii, foarte multe, amintiri, da, frumoase. Foarte multe. Trebuie să știți că am avut un copil cu totul. Nu știu dacă toți părinții spun așa, dar cu totul excepțional. N-am avut niciodată o discuție cu el. O discuție contradictorie. Doamna Ileana, ce înseamnă Ionescu, ce înseamnă familia pentru dumneavoastră? Ce înseamnă? Da. Totul. Totul, vorba lui, el mă completează, uite ce bine e să fie lângă tine. Pentru mine, el înseamnă totul și de câte ori se întâmplă să lipsească mai multe zile, sunt disperată, vă spun sincer. Stimate, dragă dumneșoară, pentru noi familia este, vedeți, în timpurile astea atât de urâte, atât de dezorientate, familia rămâne totuși punctul de sprijin în care ne hrănim noi și prietenii noștri. Toată viața am avut prieteni minunați, minunați. Doamna Ionescu, vreau să vă întreb, știu că dumneavoastră l-ați cerut de soț pe domnul Andrei Ionescu, cum s-a întâmplat totul? Povestiți-ne un pic. Nu mai știu toată istoria asta, draga mea, că eu te-am cerut de soț. Da. Nu mai știu. Da, vă spun eu cum a fost. Noi eram împreună, sigur, și trebuia să vină mămica ei. Și atunci a spus, uite, mămica este de tip mai vechi și o să fie neplăcut surprinsă că nu suntem căsătoriți. Te rog frumos, hai să ne căsătorim. Atunci am acceptat și ne-am dus la sfat, noi doi, și ne-am căsătorit. Punct și de la capăt. Vă mai amintiți ce ați simțit în acele momente? Ea era foarte, foarte impresionată. Pe mine m-a amuzat toată vremea. Chestia asta cu căsătoria pe mine m-a amuzat într-una. Pentru că nu mă vedeam căsătorit, nu mă vedeam om de casă. Eram în permanență, în mișcare, la sport, la... N-aveam timp de așa ceva. Și chestia asta m-a surprins. Și... Chiar în timp ce ne căsătorea, eu am început să râd. Și ea era cu lacrimile în ochi, e totdeauna impresionată, totdeauna s-a impresionat de momentele astea. Pe mine momentele oficiale mă amuză, de fapt. Și așa... Te lasă rece, lasă-mă. Doamna Ileana Stana Ionescu, vreau să faceți în aceste momente o declarație de dragoste soțului dumneavoastră și invers, având în vedere că este 14 februarie. Așa, și ce vrei să auzi? Ce reprezintă soțul dumneavoastră? O declarație, ce simțiți în aceste momente? Pentru el? Da. Mi-e foarte greu să spun, fiindcă sentimentele mele sunt majore, sunt greu de descris și poate greu de crezut. Așa că ia-mă cum măi dorești așa, îl iubesc și mi-e foarte inimă. Mi-e foarte frică că trăim mai puțin decât e dat, știi? Domnilor, în urma declarațiilor dumneavoastră de dragoste din partea emisiunii Exclusiv VIP, vă mânăm acest certificat de căsătorie și vă urăm în continuare căsătorie trainică și Doamne ajută la mai mulți ani. Mulțumim și după ce mai trăim vreo 10-20 de ani, mai negociem. După aceea mai vedem dacă mai...
Dacă, mulțumim foarte mult. Dacă pronia cerească ne mai dă. În fiecare zi ies afară aici pe terasă și mă uit la cer, pentru că am sufletul liber, absolut liber, nu am niciun fel de regrete, niciun fel de... Și atunci, fiecare zi, zic, Doamne, îți mulțumim pentru încă o zi frumoasă pe care ne-ai dat-o. Și în fiecare zi îi mulțumim cerului că ne-a mai dat încă o zi minunată. Mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor, Ileana Stana Ionescu, Andrei Ionescu, o lecție de viață, le mulțumim foarte mult, la mulți ani și pe...